Dragii mei, continuăm să stăm în prezența Domnului și vreau să vă întreb ce credeți că e mai greu să spui da sau să spui nu? În ce domeniu e mai dificil să fii hotărât? Despre Daniel am văzut din Biblie că n-a fost simplu să zică nu în trei domenii. Dar uitați-vă că Dumnezeu i-a cerut să spună da în alte domenii. Vedeți, noi ne uităm la suferință, la încercări, la bariere, ca la niște situații care nu pot fi din partea Domnului. Cine zice că Domnul poate lăsa un vânt să bată peste cei 10 copii al lui Iov și tot să moară deodată? Cine poate crede că Domnul a îngăduit să fie încins cuptorul de 7 ori mai tare? Și cine mai crede, din perspectivă rațională, logică, că Domnul îl îngăduie pe Daniel să fie aruncat în groapa cu lei? Domnul îl cheamă pe Daniel să zică da statorniciei. Vedeți, câtă vreme ne merge bine, când lucrurile sunt roz pe bolta vieții noastre, când mergem din glorie în glorie, când urcăm pe trepte spirituale, când mergem din cântare în cântare, din mesaj în mesaj, din bucurie în bucurie, e frumos. E ușor să zici da. E ușor să te închini lui Dumnezeu când toate sunt ok. Dar când pentru că l-ai slujit pe Dumnezeu te așteaptă lei, e greu? Sau e ușor? E foarte dificil. În mod normal, noi ne-am fi așteptat că atunci când e dată legea asta, cel ce pune parafa să fie carbonizat, să moară. Să se schimbe legile mezilor și a perșilor. Că nu era prima dată în istorie când Dumnezeu a schimbat legi pentru poporul său. Și astăzi credem că Dumnezeu poate schimba legi. Și Domnul să schimbe legile care trebuie să le schimbe. Să lucreze Domnul cu putere. Credeți că Domnul poate să facă asta? Slăvit să fie Domnul! Domnul pentru poporul lui schimbă și legi. Dar uitați-vă că e un moment dificil pentru viața lui Daniel în care Domnul îi testează statornicia. Te mai rogi când e interzis? Te mai rogi când pentru rugăciunea ta te așteaptă lei? Continui să te rogi la fel ca mai înainte? Sau te rogi moment de reculegere, că unii au în bisericile lor momente de reculegere. Așa, muți, muți, muți. Ai milă, Doamne, de muți ăștia și deschide-le limba. Să strige de bucurie către tine, să înalțe rugăciuni ca la Viena. Amin. Lucrează, Doamne, și mai bine se poate, credeți? Slăvit să fie Domnul. Uitați-vă că Biblia spune, informatorii stau cu urechile ciulite. Îi caută o hibă, vreo greșeală în tot domeniul administrativ în care activează el. Atunci oamenii au zis, nu vom găsi versetul 5, Daniel capitolul 6. Niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. A zis, omul ăsta e credincios, spune el, spun ei, dușmanii lui, e credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Versetul 4. Mare minune. Mare minune să nu umbli cu plicul alb. Apropo de mită. Mare minune. Mare minune să fii drept și loial. Și să zici, dacă nu ridic blocul ăsta într-un an, 2, 3, 5, nicio problemă. Îl ridic când vrea Domnul. Se zice amin. Amin. Cam dificil când e practic. E dificil. Uitați-vă ce spune Biblia. Credincios. În fiecare domeniu. În fiecare domeniu. Ne-au găsit nici o greșeală, nici o demonstrație de inconsecvență, de lipsă de statornicie, statornic în toate domeniile. Și ce zic ei? N-avem ce să-i găsim, inventăm o lege. Asta se cam poartă în România, nu știu dacă și în Austria. Nu găsim ceva să-l prindem, inventăm o lege, domnule. O lege care să fie cu dedicație împotriva lui. Merge la împărat, îl înalță, parcă ar fi singurul pe planetă, fără el nu există lumea asta, cam ceva de genul ăsta îi spune împăratului, împăratul se simte bine, nu prea mai gândește, că atunci când se mândrește omul cam își pierde mințile, Doamne, ai milă de fiecare dintre noi și ajută să fim smeriți.
Mergea un amin mai tare. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne! Și se dă legea. Ce faci, Daniel? Există 127 de împărății cu 127 de șefi. Peste cei 127 sunt 3. Din cei 3, Daniel trebuie să fie primul după împăratul acesta în funcție. Ce faci, Daniel? Primul sau printre primii care vede dosarul semnat, parafat, sigilat cu inelul împăratului e Daniel. Biblia spune versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a zis, gata, mă duc la biserică numai când e închisă. Nu mă mai duc, îmi închid ferestrele la biserică. Ce Ierusalim, ce Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. O grămadă de, așa zis, penticostali, că pocăiți nu prea pot să-i numesc, când dau de greu, încep să pună la îndoială existența lui Dumnezeu. Oameni botezați de 30 de ani, stai la căpătâiul lor și spun, frate, mai există rai? Mai poate Dumnezeu să mântuie? Mai are Dumnezeu vreun viitor cu mine? Mor și sunt bun mort. Și spun, nu, există rai, există cer, există Iisus Hristos. Dacă Domnul nu mă vindecă pe mine, nu te vindecă pe tine, Iisus rămâne vindecătorul. Iisus rămâne medicul suprem. Slăvit să fie numele Lui. Dacă problemele tale nu sunt rezolvate de azi, de o săptămână, de un an, de 10 ani, de 15 ani, nu-ți pierde credința în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu conduce întregul univers, chiar dacă niciodată nu mi-ar fi făcut niciun bine, dar mult bine ne-a făcut Domnul. Cine recunoaște asta să zică amin. Slăvit să fie Domnul. N-a meritat nimic din binele și nici măcar puțin din binele pe care ni l-a făcut Domnul. Uneori Domnul ne testează statornicia. Ce faci, Daniel, când ai aflat că s-a semnat decretul? Cum reacționezi? Daniel zice, mie nu-mi puteți fura timpul meu de rugăciune. Nu-mi schimb strategia. Nu-mi închid ferestre. Dar mă, omule, dacă tu nu-ți închizi ferestrele, ăstea te aud mai ușor. Știa una, două au apărut la orizont. Formatele calde. SRI-ul încă funcționează. Și în România și noi. Stați liniștiți, ăștia sunt infiltrați printre noi. Prezenți, mesaje, trimit. Și ce vreau pentru ei? Domnul să-i mântuiască. Trebuie să ziceți, Doamne, mai tare. Domnul să-i mântuiască. Nu pentru că merită, ci pentru că bun e Domnul. Slăvit să fie Domnul. A aflat că s-a iscălit porunca și a zis, intru exact în odaia de sus. Nu-ți schimba odaia de sus. Rămâi în odaie. Rămâi în locul în care comunici cu Dumnezeu. Rămâi la firul de legătură cu Domnul. Rămâi în prezența Domnului, chiar dacă trebuie să plângi, chiar dacă te rogi pentru cauze de 5 ani, de 10 ani, de 12 ani și niciun răspuns nu primești la cererile tale. Continuă să stai în prezența Domnului. Hotărâți să spunem da statorniciei. Amin? Amin! Biblia zice mai departe, și a intrat în odaia lui de sus, cu ferestrele deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchia se ruga și asta nu prea mai pot pricepe. Și zicea, cântați mă de jale, minore, nu frate? Cântați de alea dure, să plângă oamenii, din jale în jale, durere, faliment, cădere. Nu, nu, nu. Lăuda pe Dumnezeul cui? Pe Dumnezeul lui, zice Daniel. Mi-ați furat familia, ziceam, mi-ați furat identitatea, mi-ați schimbat hainele, mi-ați schimbat școala. Nu-mi puteți lua Dumnezeul? Nu puteți întrerupe rugăciunile. Mare apreciere am pentru frații care stau paralizați la pat și care când ascultă un mesaj prin transmisia live, că nu pot să vin la biserică, îmi trimit câte un mesaj pe WhatsApp și zic, mi-a vorbit Domnul. De 15 ani stau în paralizie, dar Domnul rămâne pe tron. Domnul e Dumnezeul meu, Domnul e stăpânul vieții mele, Domnul e mântuitorul meu. Nu vreau să vină Domnul repede ca să plec și să-mi scadă durerea. Vreau să mă întâlnesc cu Domnul, iubesc pe Iisus. Daniel zice, furați-mi orice, nu-mi furați conexiunea cu cerul, că nu puteți. Cum făcea și mai înainte? Nu ești dezechilibrat, mă, Daniel.
Păi dacă până să vină năcazul și să fie scălită semnătura asta dată și tot pus în derulare, în acțiune clară, te-a rugat de 3 ori, acum nu te rogi de 4 ori. Nu. Eu sunt la fel. Cine înainte de necaz e cu Domnul, va fi cu Domnul și necaz și după necaz. Domnul nu te lasă, amin? Slăvit să fie Domnul! Împăratul află, informatorii rapid prind informația și o transmit mai departe ca fulgerul. Ăsta nu mai poate dormi, de dimineața până la sfințitul soarelui se tot mișcă într-o parte în alta. Dacă ar fi fost azi, dă telefoane, ministru, cu tare, cum să mai schimbăm o lege, hai să mai semnăm nu știu cum. Nimic, nicio șansă. Unde ești, Doamne? Unde ești, Doamne? De ce nu-i prinzi pe oamenii ăia care l-au luat pe Daniel și să, în loc să poată să-l arunce în groapă, să jupă picioare? Fă un semn! Fă un show! Asta vor oamenii, show! Să-l văd eu cum se ridică de pe scaunul cu rotile. Să-l văd eu cum cade cu fața, nu la pământ. Știți cum? Pe spate. Să-l văd eu cum vine ăla și aruncă cu haina peste el. Stați cu minți. Stați cu minți. Iisus nu s-a luat mantaua să arunce. Iisus a rămas echilibrat, a rămas drept și a zis, toată puterea mi s-a dat și în cer și pe pământ. Duceți-vă cu echilibru și când faceți o minune, nu uitați, Domnul a făcut-o. Gloria este a lui Dumnezeu. Nu omul este important, nici măcar poporul care s-a rugat. Poporul se roagă, își face partea. Domnul face minunea. Aleluia lui Dumnezeu. Slujitorul ia sticluța cu un de lemn și îi pune pe frunte un de lemn. Nu un de lemn îl vindecă, nu mâna slujitorului, nu rugăciunea poporului. Iisus e vindecătorul. Iisus e vindecătorul. Strigăm în această seară, glorie lui Iisus. Doamne, îl las pe robul tău să cadă? Îl las să coboare în groapă? Și ce zice Domnul? Îl las până la o vreme, că pe copilul meu nu las de rușine. Și ce cred? Au coborât niște îngeri. M-am tot gândit cum de nu și-o scrintit măcar ogleza. O căzut de la înălțime. Nu vă imaginați că groapa era așa mică. Încăpeau lei, i-am văzut la zoo. Ditamai lei. Și zice Domnul, îți dau un limbaj, îngerule, mesager secret, să vorbească pe limba leilor și a închis gurile leilor. Și îngerii își întind palmele și coboară Daniel, niciun os nu e rupt. Legați cu izmenele lor, aruncați ca niște cârpe umane în cuptorul aprins. Cineva e prezent, cineva e acolo. Cine la căpătuiul tău, frate, când mergi cu smurdul, cu poliția după tine ca să scapi ușor, pentru că există o escortă care te duce spre spital, când intri în bloc operator pe masa de operație, nu baroscopicul, nu infraroșu, nu medicina, nu inteligența, nu doctor docenți, nu profesor universitar vindecă, mâna cicatrizată din calvar e autoarea vindecărilor. Iisus Hristos vindecă și azi. Lăudat să fie Domnul! Acolo în salon cu tine cineva e prezent. Există un alt da hotărât care trebuie să-l spunem. Știți cui? Scopului divin. De ce lași, Doamne, pe Daniel să fie aruncat în groapă? Să vină ăștia, să vadă toți, să se zică prin toate mass media, prin știri, prin ziare. Oh, de-ar fi fost azi, transmis 4K, 8K, din toate direcțiile, toate canalele, transmisie live, una într-una, continuu. Ce se întâmplă? Transmiteți cât mai bine, că voi nu știți ce urmează. Că dimineața, în zorii dimineții, când a răsărit soarele, și împăratul plânge. Ai Dumnezeu metode, așa-i? Are Dumnezeu metode să-i miște la ăsta. Păgânul plânge. Și ce zice păgânul? Eu știu cine e omul ăsta. Daniele, om prea iubit și scump, Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, a putut să te scape? De unde știe omul ăsta de Dumnezeul lui Daniel? Dacă l-ar fi scăpat Domnul așa ieftin și ar fi omorât câțiva și n-ar mai fi ajuns să fie dată legea, și n-ar mai fi ajuns să fie aruncat în groapă și tot să aplaude, să sară, să se distreze, jubileu. Toți ăștia bucuroși când un om al lui Dumnezeu este lăsat în încercare. Ai milă, Doamne, de bucuroși ăștia.
Amin? Ai milă, Doamne, de ei și nu-i fă să fie triști, fă să fie bucuroși în Duhul Sfânt, altfel de bucurie. Nu s-ar mai fi întâmplat scopul lui Dumnezeu. Ascultați ce se întâmplă. Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărat. Nu-l blestem! Ne-ai supărat pe el! Nu-i spui, mă, obositule, mă, nemernicule, mă, nu știu cum. Cum ai putut să faci tu una ca asta? Robul Domnului nu se răzbună. Cineva îți face nu știu ce pe internet, lasă-l că, lasă-l că e mai bine așa. Are Domnul metode. Să intervină Domnul la vremea lui. Să lucreze Dumnezeu. Tu vorbește frumos. Cu ăștia să vorbești frumos. Da. Veșnic să trăiești împărat. Eu respect legea, zice Daniel. Dumnezeul meu, ascultați ce zice Daniel, eu am un Dumnezeu și în groapă. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Extraordinar. Pe cine îl înalți tu când ai biruință, Daniele? Când ești afăr, pe cine îl lauzi? Pe cine? Zice Daniel, Dumnezeul meu rămâne pe tron. Dumnezeul meu e biruitorul. Frate care ai fost operat, nu medicul te-a vindecat. Iisus e vindecătorul. Iisus e liberatorul. Iisus e salvatorul. Iisus e soluția pentru problema ta. Amin? Ascultați ce se întâmplă mai departe. Scopul lui Dumnezeu. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsără pe Daniel. Are Dumnezeu metode. Și au fost aruncați în groapă cu ei, copiilor, nevestele lor. Și până să ajungă în fundul gropii, se pare că ei ăștia nu erau de aia morți. Erau vii, frate. Și nu erau imnotizați, nu aveau injecții să fie anesteziați. Erau vii și înfometați. Și ei au apucat și le-au sfărâmat, fărâmițat oasele. După aceea împăratul Darius, scopul lui Dumnezeu, a scris o scrisoare către toate popoarele, toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Oi, ăsta parcă e pentecostală. Pacea să fie dată din belșug. Zicem amin? Ajută-ne, Doamne! Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel! Aleluia! Ce zici, împărate? Că El este Dumnezeu cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Înalță-L, soră, pe Dumnezeu în necaz și o să vină vremea în care dușmanii tăi o să-L înalțe pe Dumnezeu. Înalță-L, frate, pe Dumnezeu în încercare și o să vină vremea în care oamenii care te-au aruncat în groapă nu doar că te vor scoate, vor zice, da, omul ăsta are un Dumnezeu adevărat. Care au păcătuit, părinții lui sau el de s-a născut orb? Orb din naștere. Care? Părinții lui îl prezintă ca fiind în vârstă, avea vreo 40 de ani, să zicem. Unde e Iisus în toată activitatea sa de când s-a născut și în perioada asta? Unde e Dumnezeu în ecuația asta când un bărbat care știe legea, care vorbește despre sfințenie, a rămas orb 10 de ani? Unde e Dumnezeu? Știți unde e Dumnezeu? În acțiune. Are Dumnezeu un plan. Eu nu vă spun această seară să ne rugăm pentru vindecare. Ne rugăm pentru vindecare și Dumnezeul nostru și astăzi vindecă. Dumnezeul nostru vindecă de orbire fizică și orbire spirituală. Dumnezeu desfundă urechile surzilor. Domnul astăzi vindecă de surzenie. Dumnezeu are capacitate să repare aparate auditive care nu funcționează normal. Credeți asta? Credeți că Domnul vindecă și cancerul? Credeți că Domnul are putere să se libereze de sub puteri care sunt medicale și imposibile la oameni de vindecat? Cine crede că Domnul vindecă și astăzi cancerul, să zic amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Dar nu uita, fii hotărâtă, fii hotărât să-i spui da lui Dumnezeu în statornicie, chiar în încercare. Să-i spui da scopului lui Dumnezeu și să zici, Doamne, dacă vrei să mai treci o vreme prin încercare, ajută-mă să se arate slava ta. Ne ridicăm cu toții, ne rugăm cu credință și Domnul să lucreze cu autoritate, Domnul să lucreze cu putere, Domnul să vindece în această seară, Domnul să aducă mărturii vii și lucrarea Domnului să fie făcută cu putere și vizibilă între noi.